Cred în educație. În educație fizică și sport. Cred. Evaluarea la gimnastică, clasa a șasea. Tema se adresează competenței generale numărul 3, demonstrarea unui comportament adecvat regulilor specifice pe parcursul organizării, practicării și participării ca spectatori la activitățile de educație fizică și sport, respectiv competenței specifice 3.1, îndeplinirea de sarcini de organizare în efectuarea unor elemente de gimnastică. Gimnastica în școală. Este necesară asigurarea tuturor condițiilor pentru evitarea accidentelor. Planificarea lecțiilor cu teme din gimnastică va fi realizată în sezonul rece, când lecțiile se desfășoară în sala de sport sau în alte spații special amenajate. Locul în lecția de educație fizică poate fi după veriga, influențarea selectivă a aparatului locomotor sau dezvoltarea calităților motrice de bază, viteza sau îndemânarea, capacitățile coordinative sau abordarea unei alte deprinderi motrice. Conform normativului de dotare minimală, pe unitate de învățământ sunt necesare: saltele de gimnastică, capră pentru sărituri, ladă de gimnastică, trambulină dură. Gimnastica în școală cuprinde gimnastica acrobatică și săriturile la aparate. În cadrul gimnasticii acrobatice, la clasa 6, distingem elemente statice, elemente dinamice, elemente și combinații gimnice. Combinații acrobatice și gimnice cu elementele însușite, variante de linii acrobatice cu elementele însușite și cunoștințe despre criteriile de apreciere a execuțiilor. Recomandări cu caracter general privind evaluarea. Se recomandă utilizarea cu preponderența evaluării continue formative. Procesul de evaluare va îmbina formele tradiționale cu cele alternative. Se va urmări: Corelarea directă a rezultatelor evaluate cu competențele specifice vizate de programa școlară. Valorizarea rezultatelor învățării prin raportarea la progresul școlar al fiecărui elev. Utilizarea unor metode variate de comunicare a rezultatelor școlare. Recunoașterea la nivelul evaluării a experiențelor de învățare și a competențelor dobândite în contexte non-formale sau informale. În clasa 6, învățarea, consolidarea, perfecționarea unor deprinderi specifice gimnasticii, elementele statice, cuprinde. Cumpănă laterală, stând pe mâini, podul de sus, fete, stând pe cap, pentru băieți. Pe lângă elementele statice sunt prevăzute și următoarele elemente dinamice. Rulări, rostogolire înainte din ghemuit îndepărtat, rostogolire înapoi din depărtat în înghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat și răsturnarea laterală sau roata laterală. Confort sistemului de evaluare pentru învățământul preuniversitar, la clasa 6 -a trebuie prezentat un exercițiu la sol cu șase elemente impuse. Elementele acrobatice impuse se stabileze către cadrul didactic la începutul etapei de abordare a gimnasticii și vor fi comunicate elevilor. Criterii de evaluare. Existența în exercițiu liber ales a numărului de elemente impuse, pondere 50% din nota finală, corectitudinea execuției fiecărui element, pondere 25% din nota finală și cursivitatea și expresivitatea execuției, pondere 25% din nota finală. Cele șase elemente impuse se pot alege dintre rulări, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat, rostogolire înapoi din depărtat în ghemuit, rostogolire înainte din ghemuit îndepărtat, răsturnare laterală, cumpăna laterală, stând pe mâini și stând pe cap pentru băieți sau podul de sus pentru fete. După însușirea elementelor impuse, acestea se vor lega putând folosi și alte elemente, inclusiv cele învățate în clasa 5-a. Cumpănă laterală, răsturnare laterală, podul de sus. Rostogolire înainte din ghemuit, îndepărtat, rostogolire înainte, din depărtat, îndepărtat. Se poate continua cu rostogolire înapoi din depărtat în depărtat și rostogolire înapoi din depărtat în urmat de sfară. Apoi se pot lega cele cinci elemente. Exercițiul final. Putem folosi și alte combinații, de exemplu, cum înainte pe un picior, stând pe mâini, rostogolire înainte, rostogolire înainte, din ghemuit în ghemuit. Apoi, stând pe cap, rostogolire înainte, rostogolire înainte, din ghemuit în ghemuit, stând pe omoplați, potul de jos. Exercițiul final poate fi cumpăna pe un picior, stând pe mâini rostogolire, rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit în ghemuit, rostogolire înapoi din ghemuit îndepărtat, rostogolire înainte din depărtat îndepărtat. Aici putem observa, avem o depunctare pentru genunchii îndoiți. Apoi, stând pe cap rostogolire, rostogolire înainte, din ghemuit în ghemuit, stând pe omoplați, podul de jos și răsturnare sau roata laterală. Materiale filmate au fost realizate la liceu cu program sportiv Nicolae Rotaru Constanța și școala gimnazială numărul 1 Cernavodă. Mulțumire elevilor îndrumați de profesori Magdalena Martinescu și Daniel Băietu. Cred. În educație. În educație fizică și sport. Cred.